Ne găsim la Autoclass, una dintre multele locații din București care sunt echipate cu sistem BMS. Pentru cei care nu știu, sistemul BMS vine de la abrevierea din limba engleză, și anume Building Management System. De fapt, un sistem de control centralizat, cu ajutorul căruia reușim să controlăm partea de climatizare, partea de iluminat, tot ceea ce înseamnă partea de control la nivelul centralelor termice, la nivelul agregatelor de răcire. De asemenea, avem și controlul contorizării, în sensul că putem să monitorizăm exact cât s-a consumat gaz metan, apă, energie electrică, în funcție de contorii existenți în această locație. Sistemul BMS cuprinde mai multe module, iar ceea ce avem noi aici instalat este un sistem modular care permite inclusiv adăugarea ulterioară în cazul în care noi vom modifica anumite zone din spațiu, sau dacă vom adăuga, să spunem, unele ventiloconvectoare noi, sau vom avea noi circuite de lumină, sau vom face o recompartimentare. Practic, acolo avem module cu care controlăm circuitele de lumină la nivel de relee sau la nivel de dimere. De asemenea, avem module HVAC special dedicate pentru ventil convectori, cu ajutorul cărora controlez practic temperatura, treapta de turație la nivelul ventiloconvectorului. De asemenea, regimul de lucru, care poate să fie un regim de lucru în regim de răcire, în regim de încălzire sau un regim automat. Avem de asemenea module de racordare la contorii de energie electrică. Sunt module care încontorizează 24 de ore din 24 pe intervale orare. Timp de 35 de zile eu pot să am un control exact și precis și să vizualizez grafic ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al consumului. Ne găsim într-un imobil proaspăt renovat, un imobil situat pe strada Babu Ștefănescu de la Vrancea, un imobil care, bineînțeles, după cum puteți vedea în jurul dumneavoastră, beneficiază de ultimele tehnologii. Și pentru că vorbim de ultimele tehnologii, cu siguranță nu putea să lipsească partea de control și monitorizare, sau, pe scurt, cum spuneam noi mai devreme, Building Management System. Iar aici, în acest imobil, practic, putem oferi celor care stau aici tot confortul de care au nevoie. Fiecare dintre aceste apartamente din această casă beneficiază de contoare. Iar aceste contoare pot fi pur și simplu afișate în aplicația pe care BMS pe care noi o avem și o punem la dispoziție. Voi porni aplicația BMS. Am legătura aici pentru că sunt în casă, am realizat legătura wireless. Dacă am nevoie ca această legătură să o facă la distanță, o voi face foarte simplu prin serverul VPN alocat fiecăruia dintre aceste apartamente. Când o să sting lumina, iată cât de simplu, printr-o atingere de buton, am stins lumina sau cireră în spate. În același timp putem să dăm drumul la absolut toate dispozitivele pe care le avem aici. Zgomotele pe care tocmai le-au auzit sunt aparate de climatizare care au pornit. Așa arată un panou pentru spații comune ale unui sistem BMS complet. Acest tablou electric cuprinde toată partea de contorizare, precum și partea de module de înregistrare a contorilor de energie electrică, precum și a celor de gaz metan, precum și a celor de apă. Aici avem un sistem BMS care realizează controlul iluminatului, controlul ventiloconvectorilor, controlul generatoarelor de aer cald, controlul destratificatoarelor de aer, precum și a circuitelor de forță. Practic toată clădirea este controlată și cablată și legată la sistemul BMS. Toate dispozitivele pe care le avem realizează în funcție de diverse scenarii de timp predefinite, în funcție de diverse condiții, coordonarea tuturor echipamentelor. Adică ele pornesc la o anumită oră, se opresc la o anumită oră, în funcție de cum au fost ele setate și în funcție de dorința celor care administrează spațiile.